Pauza de bine Un podcast de Cristina Oțel Bine te-am găsit la 11-a pauză de bine pe care o luăm împreună în format audio. Încep prin aura la mulți ani tuturor doamnelor și domnișoarelor să avem o primăvară și un rest de 2020 de senzație. Eu mi-am pus și o bluză specială pe care mi-am cumpărat-o de la Mama Boutique, deci mă imaginez acum cu căștile în fața microfonului, am un hanorac alb pe care scrie mare cu negru WOW mi! Și mă gândeam că săptămâna trecută m-am revăzut cu cineva din corporația în care am lucrat, o femeie faină pe care o admir și care pe lângă jobul ei corporate este și un super make-up artist. Și am filmat un uh, material video, mi-a făcut cel mai mișto machiaj pe care l-am avut eu vreodată. Dar uh, ce vreau să spun este că în timpul conversației m-a întrebat ce înseamnă pentru mine luna martie. Primul lucru care mi-a venit în minte a fost că e luna în care s-a născut sara și mai e un pic și face patru ani. Al doilea lucru la care m-am gândit că de la 8 martie mai e fix o lună până la ziua mea. Dar eu mi-am dat seama că ea bătea în altă direcție și o să-ți spun ce i-am răspuns la întrebare și îmi doresc să iei cu tine mesajul ăsta și să-ți dai voie să-ți-l amintești din când în când, în special atunci când îți vine să te lași pe ultimul loc. Și am spus Cristinei că așa o cheamă, că pentru mine luna martie a ajuns să fie o lună oarecare din an. În sensul că, lucrând foarte mult cu mine în ultimii ani, mi-am dat seama că eu nu trebuie să aștept. Și da, poate sună ciudat, dar chiar mi-am dat seama acum ceva timp că eu nu mai trebuie să aștept o anumită zi din calendar ca să mă sărbătoresc sau ca să mă bucur de mine, ca să-mi acord un răsfăț, ca să-mi iau o pauză, ca să mă pun pe primul loc. Așa că. Da, gândul cu care aș vrea să începem acest prim episod din cele două ediții speciale dedicate femeilor este că nu trebuie să așteptăm o anumită dată din calendar ca să fim importante în viețile noastre. Astăzi vorbim despre femeia independentă, vorbim despre provocările femeii din ziua de azi. Care parcă ar vrea să le facă pe toate, și dacă se poate să le facă și perfect, care poate are dificultăți în a-și identifica nevoile și mai ales în a le comunica celor din jur, dificultăți în a cere ajutor poate. Eu nu prea cred în povestea cu atunci când nu mai poți, mai poți un pic. Adică, da, cred că poate fi un fel de pansament, un fel de soluție temporară atunci când chiar ești într-un fel de criză. În schimb, mi se pare că pe termen lung nu are beneficii cel puțin nu le văd. Și dacă tu le vezi, atunci te invit să mi le povestești în comentarii pe unde vei găsi acest episod de podcast. Invitata mea de astăzi este Daniela Irimia. Ea nu este doar mama unui băiețel care stă să înceapă școala, este și antreprenor de vreo 11 ani și este trainer, așa că avem mai multe lucruri în comun. Daniela, bine ai venit la podcastul Pauza de Bine și îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația. Bine v-am găsit și mulțumesc foarte mult pentru invitație, Cristina. Cu tot dragul, mie îmi face plăcere să-mi petrec diminețile cu femei care mă inspiră și cu care mă înțeleg bine. Ne-am dus copiii la școli, la da. grădinițe, apropo de luna femei și de responsabilitățile noastre <laughs> și ne-am așezat la o cafea, la o poveste și uite că am ajuns să și înregistrăm. Povestește-ne puțin despre experiența ta. Ai vreo 11 ani de antreprenoriat? Corect. Și vreo 7 de training, dacă am reținut. Adevărat, și asta. Și mai am și vreo 3 de scris la cărți uh -huh. și vreo 7 de blogging, vreo 5 de momicie. Hai, că ca orice. Se adună, adună exact. ceva experiență. <laughs> ca orice uh -huh. femeie, jonglăm cu mai multe pălării. Uh -huh. Da, zic eu că. Jonglez bine, sunt și modestă, da. Unul din lucrurile pe care le avem în comun este faptul că amândouă lucrăm în training. Adevărat. Care sunt subiectele tale de suflet, așa, care, pe care îți place să le facilitezi? Wow. Um, principal, vreau să spun că sunt nelepistă. <laughs> sunt certificată în programare mm -hmm. neurolingvistică și îmi place extraordinar de mult. Acum deschidem o paranteză și hai ce să este le este Programarea nu? ce este nelepeu, da. Um, da, e, cum îmi place mie să spun, e o ramură a psihologiei pozitive care ne învață și ne arată cum putem să ne fructificăm potențialul și să ne folosim cu înțelepciune resursele pe care le avem, dar de care nu suntem conștienți, mm -hmm. cu ajutorul cuvintelor. Adică modul în care noi vorbim cu noi și modul în care comunicăm cu ceilalți impactează extraordinar de mult rezultatele pe care le avem. Mm -hmm. Și la nivel personal, și la nivel relațional, și în business, și în absolut toate domeniile. Și uite așa, răspunsul meu este că um, cursul meu de suflet este cel de comunicare eficientă și asertivă. Pentru că... E grea treaba asta cu asertivitatea. Ai nevoie yeah, de mult yeah, exercițiu. E. Yeah. Yeah. Și apropo de asertivitate, este fabuloasă și îmi place maxim reacția cursanților când, după ce le explic cum e cu asertivitate și că e nenaturală, trebuie învățată, exersată, că na, nu, nu ne învață nimeni mm -hmm. de mici copii să fim asertivi mai ales pe noi, generația noastră și le spun că, asta stați, știți că mie mi-au luat doar vreo 10 ani să ajung da. și <laughs> îi vezi cum sunt, se descumpănesc așa, o, cum 10 ani, ei se așteptau ca după două zile de curs, oh, după da. 16 ore de curs, mă, să vezi ce asertiv o să fiu și ce bine o să comunic. A, da, chill, că e mult, de, e mult de muncă. Cumva așteptarea asta că Mie mi-a zis la un moment dat cineva, nu o să dau nume, eram în anii de corporație, că oamenii intră în curs stricați, mă rog, cu semnul de ghilimele, știi, așa, așa da? în aer da. și trebuie să iasă reparați. Da, da. Și eu cred că există această așteptare nespusă că după ce particip la un workshop pe orice temă, like, face ceva click și... Aia e, te-ai da. transformat cu totul. Mm -hmm. Și eu încerc să le explic mereu oamenilor că totul este un proces și că ce putem să facem acolo e un declic mm -hmm. și să le dăm baza de care au nevoie ca să știe ce să exerseze după aia, exact. știi? Exact. Dar da, cred că... Uite, că e, cred că e o așteptare așa... În eu general eu așteptare, eu le spun din, dinainte hasher-ului managerilor că în două zile singurul lucru pe care reușesc să-l fac este ca în proporție de 80% din cursanți să li se aprindă un beculeț sau să, să aibă un aha și să conștientizeze că se poate mai bine de atât. Ca apoi să fie motivat să pună mâna pe uh, o carte, să mai asculte un uh, audiobook, să mai vadă un filmuleț, să exerseze, să exerseze, să exerseze, pentru că altfel e imposibil să-ți dezvolți o abilitate nouă în două zile, mai ales dacă vii pe un fond de experiență de 40 de ani. Dacă tu timp de 40 de ani ai comunicat într-un mod agresiv sau pasiv-agresiv sau submisiv, Punk. în două zile ne am transformat da, da. în azertiv sigur, <laughs> sigur. A fi minunat, dar nu e așa. Deci comunicarea este subiectul tău așa da, de suflet, de, de suflet și aici în corporație în, în zona de business paleta e foarte mare de comunicare, că e comunicare internă, comunicare cu colegii, comunicare cu clientul. Aici intră și partea de um, leadership. Că până la urmă, tot comunicare și relaționare este și, mm. este și acolo. Deci, comunicare generic spus, apoi merge pe bucățele. Comunicarea scrisă. Că asta este, e, e afel, un, un mare uh, wow. Păi cum? Nu e același lucru? Nu e. E cu totul altă mâncare de pește mm. când ai la dispoziție doar cuvintele. Da. Și nu mai reușești să transmiți cu, cu celelalte unelte. Exact, da? exact, exact. Uh, Lipsește pe care le ai. Non-verbalul și paraverbalul. Uite, apropo de provocări în comunicare și cum nu ne vine natural să fim asertivi, tu ești foarte implicată în zona asta de lucru cu femeile prin platformele pe care le-ai construit și despre care o să vorbim. Sunt curioasă dacă ai ajuns tu la vreo concluzie vis-a-vis -vis de care ar putea să fie cea mai mare provocare pe care o avem noi în comunicare ca femei. Confundăm vorbitul mm -hmm. cu comunicarea. Avem impresia că dacă știm să vorbim de la un an jumate, de la doi ani, este același lucru cu a comunica. Avem obiceiul să spunem multe cuvinte, dar de suprafață, emitem poate niște solicitări, dar care nici nouă nu ne sunt foarte clare, așteptăm ca ceilalți să facă exact, ceva am să zic. pentru noi, emitem noi solicitări, dar dacă mi-ar citi, da. de exemplu, soțul gândurile și n-ar mai trebui mm. să emit nimic, da. ar fi și mai bine, o, nu? O facem într-un mod pasiv-agresiv de cele mai multe ori, îmbufnarea, asta este cel mai bun exemplu de uh, comportament uh -huh. pasiv-agresiv, ce ai? Nimic, ce ai, mă? Nimic! Lasă-mă în pace și. Ok, bine. Sau e varianta cealaltă. În și oricum care... nu-i bine. Că dacă te lasă în pace, nu e mă enervez. Dacă nu te lasă în pace, mă enervez. Da. Da. Deci nici cum nu-i bine. Exact, pentru că. Nu vorbesc din experiență. Nu, la alții, nu la, la, alții, la noi, exact. cum spunem. Prin alte, prin alte prin familii, alte case, prin da. alte case, nu. Nu, nu ni se întâmplă niciodată. Uh, deci e asta că, în realitate, nu comunicăm pentru că nu ne este nou foarte clar obiectivul. De ce? Deschidem gura. E, dacă vreau cu adevărat ceva, atunci găsesc, sau ar fi de, de dorit, să găsesc și cuvintele potrivite și modul de relaționare potrivit, astfel încât să-l fac pe interlocutorul meu să înțeleagă cu adevărat ceea uh -huh. ce eu am nevoie și să răspundă în felul în care eu am nevoie. Uite, eu nu cred în zicala aia cu ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Pentru că suntem diferiți. Dacă mie nu-mi place... Să mă ții la program, de exemplu, pentru că sunt, uh, sunt independentă și îmi place să-mi să fac singură programul. Alții au nevoie de structură ca să poată funcționa. Uh -huh. Și atunci, deci, este foarte important ca să răspunzi, să formulezi uh, solicitarea așa cum tu ai nevoie să ți se răspundă. Încă aș vrea și eu ceva. Dar ce înseamnă acel ceva? Uh -huh. O dovadă de iubire. Ce înseamnă dovadă de, de, de iubire? Pentru că pentru mine poate să însemne că îmi face că îmi face cafea o dimineață. Pentru tine poate să însemne că, nu știu, ți-aduce flori. Pentru da. altcineva poate să însemne că o ține în brațe noaptea în pat. Eu mă întorc cu fundul, mi-am mi, -am, mi -am luat <laughs> libertatea, ta, lasă-mă în pace să dăm liniștirea. Deci uh -huh. e foarte important să să știm să cerem într un mod asertiv, adică din postura eu sunt ok, tu ești ok. Oh. Acolo unde nevoia mea se întâlnește cu nevoia interlocutorului, și suntem asertivi, adică bine cu noi și bine cu ceilalți, când, în primul și în primul rând, suntem bine cu noi. O, oh, asta și aici e așa, putem, să facem, putem <laughs> să facem episod special, um, ca să nu uit mai târziu în timp ce te ascultam vorbind, nu? Că dovadă de iubire pentru mine înseamnă mm -hmm. una, pentru altul înseamnă alta. Pentru noi a fost game-changing, așa îmi vine să-i zic, așa mm -hmm. o să-i zic, cartea cu cele cinci limbaje de iubire, pentru că dacă... Soțul meu, Mircea, este pe uh, vorbe frumoase. Eu sunt foarte mult pe servicii și așa la nivel de sfat puteți să vă dați seama sau una dintre modalitățile prin care să vă dați seama de care ar putea să fie limbajul vostru de iubire, doamnelor care ne ascultați. Gândiți-vă la care sunt situațiile în care faceți cel mai des reproșuri partenerului pentru că acolo s-ar putea să fie ceva ce voi aveți nevoie și apropo de ce mm -hmm. spuneai tu, decât să verbalizeze asta. Da? mai bine pasiv-agresiv, că nu vreau să arăt că sunt vulnerabilă da. și că mă doare. Da, mă rog, e o poveste întreagă aici. Deci, cartea lui Gary Chapman, parcă o mm -hmm. cheamă, da. cu cele cinci limbaje de iubire și e foarte faină și cea cu limbajele de iubire ale copiilor. copiilor. Foarte, foarte fain. Bun, am mai avut o idee, dar a zburat. Ne întoarcem însă, atentă. da? Cutia... Cutia Pandorei cu stima Cutia de sine. Pandorei. Acolo vreau să... Fii atentă, tu ai făcut recent un studiu... Mm -hmm de la ce a plecat ideea și povestește un pic ce ai, ce ai urmărit cu studiul ăsta și după aia hai să vorbim un pic despre ce ai descoperit tu despre provocările femeii moderne. Da, am făcut studiul acum vreo 3 săptămâni ca să identific un pic mai clar sau să iau exact din, din gura lor care sunt provocările femeii moderne. Provocări ce înseamnă pentru tine femeie modernă? Cele care au tendința să se împartă și să aibă pretenția de la ele că fac perfect și job și mămicie și căsnicie și bucătăreală și merg și la sală și um, tind spre a fi femeia de succes. Femeia modernă asta care suntem noi în vâlva vieții cu de toate și nu vrem să ratăm nimic în ideea asta. Până la urmă sunt și femeile pe care le găsesc în comunitatea și în comunitățile prin care ne învârtim noi. De unde a plecat ideea chestionarului studiului Că am impresia că poate eu uneori nu reușesc să intru pe aceeași frecvență cu masele, cum spun eu, cu oamenii de rând. Că eu, eu recunosc, stau într-o bulă, locuiesc într-o buză, mă înconjur doar cu oamenii care mie îmi convin foarte, foarte mult și atunci, mă, poate că eu sunt Oamenii care îți convin, eu aș fi ales alt cuvânt, mm. tu la cine te gândești? Care sunt persoanele alea pe care le vrei în jurul tău? Aia mai deștept decât mine. Păi okay. mai, 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 mai deștept. Dacă ești cel mai deștept într-o cameră, a, nu ești în camera potrivită. Da. Ei, okay. în, în, deci în oameni de aia. la care poți să înveți, oameni de la care poți să învăți, oameni care au, au o atitudine deschisă, pozitivă, mm -hmm. de acțiune, okay. care au uh, interese largi, mm -hmm. nu, eu uh, nu știu, sunt contabil. Uh -huh. Și singurul meu interes este să fiu cel mai bun contabil și citesc doar despre contabilitate, uh -huh. și fac doar contabilitate și aia este. Admirabil de altfel, cum da. se potrivește. Mi se potrivește, da. Dar uh -huh. vine la pachet, într-adevăr, cu focus și că poți să fii un contabil foarte, foarte bun. De pe de altă parte, apar foarte multe zone oarbe. Uh -huh. Și zonele alea oarbe te pot lovi din categoria lebedelor negre, da. de nu știi de unde te-a lovit și cum tot universul tău se destramă pentru că, păi n-am văzut asta, păi n-am văzut. Pentru că am stat doar cu ochelarii mei de cal, m-am focusat mm -hmm. doar pe aia, zic pentru că am fost acolo. Adică mm -hmm. în momentul în care sunt și părți bune și părți și părți mai puțin bune. Ei, eu sunt acum în, pentru că mi-am propus pentru anul ăsta să fiu antifragil și sunt antifragile și să-mi dezvoltă latura asta de antifragilitate. Și atunci vreau să știu câte un pic din toate okay. ca să-mi păstrez flexibilitatea. Mm -hmm. Pe principiu că nu se știe cum o să fie lumea asta peste 10 ani, și să nu-mi plâng de milă peste 10 ani pentru că astăzi nu mi-a băgat capul în nisip pentru că mi-a fost confortabil așa. Deci să pot să, vă, să pot să văd și eu și cei din jurul meu lucruri bate mai puțin convenabile sau poate mai puțin confortabile. Care mă. care să ți pot... provoace și ție paradigmele, să exact. te pună un pic să-ți pui niște întrebări, mm -hmm. puncte da. diferite. Mie mi se pare foarte tare, ca metodă de dezvoltare personală, dacă da. vrei, să porți conversații cu oameni cu păreri diferite de a exact. părerile tale. Exact, exact, să văd și alte perspective. Presupunând că nu ne păruim, da? Exact. Asertiv, da? Asertiv, exact. eu sunt ok, te-ai okay. mm -hmm. Da, okay. de acolo. Deci, ce extrag eu de aici este că tu ai această nevoie, sau, da, o nevoie, da, o... La care lucrezi cumva da. conștient, să te da. înconjori de oameni care te inspiră, oameni mm -hmm. care poate în anumite domenii știu mai multe decât tine, Sigur. oameni de la care poți să înveți și oameni mm -hmm. care deduc eu, oameni care îți dau energie. Da, și în același timp care, care și primesc. Mm -hmm. Pentru că. Okay. Din uh, valorile mele, una dintre ele este cea de contribuție. Și tu știi că am, am mai vorbit mult pe, pe partea asta când mă simt frustrată pentru că am impresie, am impresia, da, da. mi-as că poate să, fie, mm -hmm. poate să fie la mine buba. Am impresia că mesajul meu nu ajunge suficient de clar la oameni. Și ori nu găsesc eu limbajul potrivit, e și o contradicție, cum adică ești da. trainer de comunicare și nu găsești cuvintele potrivite, sau fiecare uh, aude filtrat strict ceea ce vrea să audă. Și de obicei vor, vrem să auzim lucrurile drăguțe. Sau ce-i ce, sau ce pregătit să audă. Sau ce-i pregătit să audă, da, foarte bine spus. Mm -hmm. Și e, mai drăguț să. Că știi, apropo de chestia asta cu bulele, mm -hmm. că noi, fiecare dintre noi, avem tot felul de convingeri și avem povești în viața asta despre orice, da? Avem poveste Oră. despre bani, despre ce înseamnă carieră, mm -hmm. succes, familie, mm -hmm. relație mm -hmm. romantică, părințeală, orice. Da. Și pentru că aceste convingeri au pentru noi valoare de adevăr cumva, noi în mod inconștient căutăm să ne înconjurăm de oameni care susțin sistemele astea de, mm -hmm. de convingeri. De asta zic că da. dacă ești pregătit exact. să auzi alte lucruri... Așa, în fine. Deci reveni revenim la studiu, la studiu. Um, l am făcut ca să, să văd um, concret sau mai concret mm -hmm. ce provocări au. Câtă lume a răspuns? 282 de doamne. Mm -hmm. uh, chestionarul a funcționat... Uh, doar pe Facebook, de asta zic că oricum sunt uh, femeile moderne, ale pe care le-am uh, care le-am bulele în care ajungi până la Da, exact, la urmă. și din okay. în care ajungi. Deci 282 de femei. Da, care au pus pe primul plan, la nivel de provocări, partea financiară ce înseamnă partea financiară, adică... Siguranța financiară, okay. ceea ce nu mă miră, mm -hmm. că până la urmă cu toți avem nevoie de bani și o nevoie pe care o simțim imediat mm -hmm. și care te ustură și pe tine și familia și te impactează. De unde stau eu văd tot mai mult interes pe zona asta de educație da, financiară da, da, și asta da. mi clar, se pare clar. foarte, foarte bine. Exact, e foarte bine. Ce m-a surprins în schimb a fost că pe locul 2 femeile, doamnele astea au spus că simt și au nevoie de o mai bună relație cu propria persoană. Te-a surprins în ce fel? Că nu mă așteptam. Nu te așteptai să, să ai... Să pună, să exemplu, existe nevoia asta? Nu adică... să existe, ci să o conștientizeze. A, ok, adică te-a surprins pozitiv. M-a surprins pozitiv, okay. da. Deci nu... ea există, uh -huh. dar să o conștientizez și să o pun deasupra, de exemplu, carierei uh -huh. și a uh, relațiilor familiare. Ceea ce pentru mine a fost wow! Am băi, avut o conversație de coaching aseară e de bine. cu o clientă care a fost foarte în zona asta mm -hmm. și am plecat de la carieră și venise cu tot felul de argumente logice și vorbea și vorbea și vorbea, mm -hmm. și, vorbea și vorbea și vorbea. Ca la un moment dat în care s-a schimbat mm -hmm. energia și adâncimea discuției să ajungem cumva la ideea asta de băi, eu cu mine mai întâi. Exact. Cine sunt eu și ce fac eu aici, uh -huh. și după aia mai vedem noi despre carieră și așa mai departe. Da, de asta, adică, asta a fost un, un răspuns pozitiv care m-a bucurat. Uh -huh. okay. Și apoi a intrat partea de carieră, schimbare, carieră, avansare în carieră, care se leagă și cu partea financiară. Uh -huh. Și apoi partea de relații, relația cu persoana iubită, cu copiii, care se leagă foarte bine cu relația cu propria persoană. Absolut. Deci, um, a decurs frumos ce a reieșit de acolo, că avem nevoie și au nevoie de îmbunătățirea și de dezvoltarea abilităților de comunicare și relaționare. Mm -hmm. Și aici, comunicare, cum spuneam mai devreme, atât cu propria persoană, cum vorbești tu cu tine. Eu am un light motiv de tot, repet, fi blândă cu tine. Mm -hmm. Deci, noi suntem multe femei. Au, au răspuns asta pe lângă că sunt cel mai mare critic al meu. Da. E în momentul în care tu ești cel mai mare critic al tău. Și nu ești cea mai bună prietena ta? Te autosabotezi fără să-ți dai seama. Mm -hmm. Și dacă tu ești critic cu tine, oare cum poți să nu fii critic cu ceilalți? Da, e mm -hmm. o poveste întreagă că e foarte simplu să spui, știi, mm -hmm. trebuie să fiu blândă cu mine. Sau poți să spui da, vreau poate. să fiu blândă cu mine, adică să o faci așa cu intenție și cu energia pozitivă. Dar este foarte complicat pentru că avem niște scripturi super bine înrădăcinate acolo. Corect. Și uh, mie îmi place să întreb uneori, știi, uh, când mai vorbesc cu oameni, ori în workshopuri ori în, uh, în coaching, dacă ceea ce își spun lor, nu știu, în momentul în care ceva nu iese sau e un eșec, sau nu știu, pur și simplu, nu se uh -huh. întâmplă ceva conform așteptărilor, că tot da. vorbeam de așteptări, dacă ceea ce își spun lor le-ar spune și celei mai bune prietene sau celor mai bune uh -huh. prietene. Și să-i Nu, cum să le spun așa ceva, știi? Adică. Da. Păi, da. Și atunci, uh -huh. pentru că mintea noastră trage tot timpul cu urechea la dialogul nostru da. interior. Și gândește-te, câte lume nu zice vai sunt o uitucă vai sunt o împiedicată, vai sunt așa. Și dacă tu spui asta, ajungi să crezi, să crezi asta și, și să, să fii asta, exact. știi? Exact. Deci ne interesează zona asta de siguranță financiară, conform studiului pe care l-ai făcut tu, ne interesează relația cu propria persoană, cariera, relația cu partenerul, relația cu copii și așa. Asta au fost în top. E, Dar apoi au venit alte surprize, mai puțin plăcute, la relația cu propria persoană, unde am început, ok, hai să despicăm filmul 4, să vedem ce e acolo și unde e de lucrat. Majoritatea. Eu am pus întrebarea asta foarte pozitiv. Eu n-am spus ce nu ai sau ce nu ah, faci mi se bine. Se pare că am sesizat în ce comentarii am, pe Facebook. Dintre toate întrebarea a fost a fost pusă pozitiv. Obișnuiești să fii blândă cu tine, să vorbești frumos cu tine, să te susții, să te iubești, să te apreciezi. Deci am pus întrebările în mod pozitiv. Au răspuns câteva. Doar că, mai interesant decât uh, ceea ce au bifat, este ce rămâne nebifat. În momentul în care doar 17% au spus că sunt blânde cu ele, uh -huh. de fapt, sunt 73% care spun că nu sunt blânde cu ele. Ceea ce e un mare semn de un semn de exclamări, uh -huh. pentru că intră în contradicție cu trebuia să bifeze ceva, Mulți au spus că se apreciază. Deci, undeva la 55-56% s-au spus că se apreciază. După care, doar 13% sunt blânde cu ele mm -hmm. sau vorbesc frumos cu ele. Și până la urmă, exact. unde e adevărul? Mm -hmm. În ce măsură ne mințim singure? Unde e cu adevărat de conștientizat, de lucrat, de asumat? Și mai spuneam că erau cele care au completat la altele, că sunt cel mai mare critic al meu, că nu mă iubesc deloc, că niciuna din cele de mai sus, din răspunsurile mele pozitive mm -hmm. pe care le-am le indus. Și atunci se concretizează că da, suntem noi femeile suntem din ce în ce mai conștiente că ar trebui să fim punctul central și să lucrăm la noi, să fim bine cu noi, ca be apoi să putem să fim bine cu ceilalți și să um, da. îl comunicăm și să lucrăm bine cu ceilalți. Eu îmi încep cursul de comunicare apropo de asta, de a lucra cu, cu propria persoană. Le spun că nu ai cum să oferi ceea ce n-ai. De unde să dai? Dacă n-ai iubire pentru propria persoană, cum poți să. aia necondiționată, da? <laughs> cum poți să oferi dacă nu te iubești tu pe tine? Cum poți să fii blând cu ceilalți dacă n-ai învățat să fii blând cu tine? Cum poți să fii empatic cu ceilalți dacă nu ești empatic cu tine? Și se extrapolează la absolut, la absolut orice, da intră în norma, norma socială în care nu-i spun prietenei în față că, oi cum ai putut să fii așa, ui tu că împrăștiată, răutăcioasă, mai știu eu ce. Nu i spui că te menajezi, dar tu o gândești uh -huh. și faptul că nu o spui în cuvinte o spune corpul tău, pentru că comunicarea <laughs> înseamnă mult mai mult decât cuvintele pe care le scoatem da. pe gură. Cuvintele atunci. sunt foarte importante, dar mai ales atunci când suntem face-to-face, -face. sunt o grămadă de alte lucruri. Exact. Dacă... Care transmit mesajul. Dacă ceea ce spunem, adică cuvintele pe care le folosim nu sunt congruente cu modul în care spunem cuvintele și ce comunică corpul nostru. Oamenii vor vocare de corpul. Exact. Pentru că se, nu se întâmplă la nivel conștient. Mm -hmm. E ce mi inspir pur și simplu, subconștientul meu a înregistrat, exact. da, e drăguț că spui mm -hmm. că e bine, dar eu simt că. Dar nu eu e. simt că de fapt nu. Cumva lucrurile despre care vorbim noi și rezultatele din acest mic studiu pe care tu l-ai făcut. Am senzația că tu... Nu știu neapărat dacă le-ai anticipat, dar ceva ai simțit tu <laughs> da. pentru că anul trecut ai scris și ai... sau, mă rog, ai terminat de scris, terminat de scris așa, da. și Mai... ai lansat o carte care se numește Femeia independentă Independent. și subtitlul este... descoperă puterea și fericirea. Interior. Asta era Interior. paranteza, uh -huh. da. De, de surpriză. Povestește-ne un pic ce înseamnă pentru tine... Odată de unde ți-a venit ideea cărții, cum ai simțit tu că trebuie să scrii cartea asta și ce înseamnă pentru tine femeia independentă? Mulțumesc pentru întrebare. Um, povestea cărții e așa, s -a, s -a, cartea practic s-a scris în uh, experiența de training, văd, nu știu, sute de oameni în fiecare an în sala de curs, preponderent în cursurile de comunicare unde lucrez foarte mult cu partea psihologică, cu de ceurile din spatele comportamentelor noastre, de ce nu comunicăm sau de ce comunicăm într-un anumit fel, cum putem să schimbăm paradigma, dar mai întâi lucrând la noi. Și uh, am observat că majoritatea femeilor au un nivel scăzut al stimei de sine. Atenție, lucrez cu preponderi în corporatiste, deci femei educate, cu un anumit nivel de și de educație și financiar și care sunt privilegiați, adică nu au, nu au probleme de n-am ce să pun pe masă copilului acasă și cu toate astea, deși pe hârtie ar trebui să fie mulțumite de viața lor și să fie bine cu ele, în realitate nu sunt. De ce? Pentru că uh, este acest, uh, această stimă de sine, cum îi spun eu, un handicap invizibil, cu care venim de acasă, venim din sistemul de educație, societatea încă îl perpetuează, pentru că acele nu sunt suficient de, și aici avem o grămadă de exact. variante cu care să completăm, <laughs> nu sunt suficient de, nu merit, alții știu mai bine, credințe limitative precum capul plecat, sabia nu taie, Stai cu minte în banca ta și toate lucrurile astea ne sapă. Picătura chinezească, un pic azi, un pic mâine, un pic poi mâine. Și în uh, momentul în care nu ai încredere în tine, nu ai încredere nici să-ți comunici nevoile, să ceri ceea ce ai nevoie, să pui limite sănătoase că tai un pic, nu accept să ții la mine sau nu accept să mă întrerup din 5 în 5 minute. Nu îmi face bine să nu-ți respecti promisiunile. Ca să poți să spui clar, cu subiect și predicat, ce ai nevoie și de ce, ce nu-ți place și de ce. Asta e o conștiințare pe care eu am, am avut-o și mi se confirmă în continuare. Nu vă gândiți că s-au schimbat lucrurile de în ultimii 2-3 ani. Și așa s-a născut proiectul Femeia Independentă în octombrie 2017. Proiect prin care îmi doresc să ajut femeile dincolo de sala de curs. Ok, merg în corporație, îți fac cursul de o zi, de două zile, poate fac și un follow-up, dar acolo s-a terminat totul. Nu se rezolvă lucrurile în două zile și e nevoie de sprijin sub ulterior, de coaching, de consiliere, de lucru unul la unul, poate, de articole, informații care să. tot în ideea de picătura chinezească, dar de data asta pozitiv. Uh -huh. Da, să fie cineva okay. acolo și slavă Domnului sunt din ce în ce mai multe care facem lucrul ăsta să încurajăm în mod autentic, nu pe principiul la hai că poți, nu, hai că poți dacă muncești, <laughs> nu doar cai verzi pe pereți, ci și lucruri concrete pe care să le faci, lucruri mărunte, dar care în timp își vor arăta beneficiile. Și așa a apărut proiectul Femeia Independentă. Ce Dup e Femeia Independentă? După în... care, da, Femeia okay. Independentă e un concept. E un concept uh, care vine să împuternicească femeia să își descopere, să și conștientizeze valorile personale apoi să trăiască conform lor. Mm -hmm. Pentru că una este să le conștientizez <laughs> exact. și alta este să fac efectiv acele lucruri mm. care sunt bine pentru mine, exact. care exact. sunt aliniate. Curajul să iei deciziile exact. aliniate cu acele valori. Mm -hmm. Exact. Mm -hmm. Ei, și aici intră multe. <laughs> și o luăm cu basicul, basicului autocunoașterea, trecem prin stima de sine, după care niște dezvoltare de abilități, pentru că. Nu este suficient să conștientizezi dacă nu acționezi. Mm -hmm. Sau da, îmi dau seama că am nevoie să comunic mai bine. Cum fac asta? Citești o de cărți, ieși <laughs> din zona de confort și vorbești cu oameni cu care în mod normal nu aveai curajul să vorbești. Faci un curs 2-3-5. Dacă situația personală este atât de dificilă, poate ai nevoie să faci psihoterapie pentru că foarte multe ori ne mințim singuri că o rezolvi, o dreg eu cu, citesc o carte și am rezolvat-o. Nu e chiar așa. Da, eu nu spun e mereu. chiar așa. Doar pentru că mergi la un curs, doar pentru că citești o carte, 2, 3, 4, 5, 100, mm -hmm. uh, asta nu înseamnă. Adică eu sunt de părere că nu o carte îți schimbă viața, ci faptul că ai reușit să scoți de acolo un mesaj util și important pentru tine și. Ai și făcut? aplicat ceva, da? Exact. Ai aplicat. Pentru exact. că dacă tu în continuare faci aceleași acțiuni sau aceleași lucruri mm -hmm. pe care le-ai făcut și înainte, mm -hmm. știi, se zice, da, e o prostie să aștepți da. rezultate Diferit. diferite. Da, exact. Deci asta e femeia independentă, cea care are o relație bună cu ea și se dezvoltă și își pregătește terenul, ca măcar într-un an, doi ani, trei ani să trăiască conform propriilor ei valori. Mm -hmm. Și aici intră, uite, că faci trimitere nou către partea de educație financiară. E o utopie să crezi că poți să fii independent dacă trebuie să-i ceri soțului bani pentru care pereche de ciorapi. Adică trebuie să, să fim și pragmatici și să gândim realist. Dacă poți să trăiesc conform propriilor mele valori, dacă am limitări de, nu știu... Am dependență emoțională, din aia gravă, de trebuie să iau acordul soțului sau acordul uh, părinților ca să fac ceva. Și, din nou, uh, facem un mare pas în spate și hai să vedem unde e de lucru și ce e de lucru. Nu fac eu singura asta, nici nu, nu am pregătirea, nici abilitatea, uh -huh. dar faptul că pot să observ și să încurajezi și să uite, ai nevoie de. sau te-ar ajuta să lucrezi în direcția aia, mergi și vorbește. Eu nu fac coaching. Uh -huh și vorbește cu Cristina, eu spun eu fac mentorat sau um, consiliere punctuală la mine cu problema, uite, am o problemă în gestionarea timpului și stau cu tine și-ți fac agenda și -o desfie, tu, tu o pui întrebări și o ajut pe ea să-și facă agenda, eu îți spun direct, uite din ce am studiat, eu, trainerul știi, trainer din mine așa. trebuie să spune și vin și-ți dau soluții concrete ca și în zona de comunicare, Păi nu reușesc cu soțul să fac nu știu ce, Păi ce ai făcut până acum, la 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 la, ia încearcă asta mm -hmm. și încearcă o săptămână și vedem ce se întâmplă? Se întâmplă bine sau nu se întâmplă bine? Cum se simte? Mm. Și atunci, practic, e, fac un training de unul la unul și personalizat. Mm -hmm. Ceea ce pentru unii funcționează foarte bine metoda, metoda asta. Asta zic, în funcție de nevoile fiecăruia, pot să direcționez omul acolo unde mm -hmm. îl ajută cel mai, cel mai bine. Revenind la carte, că de, de unde a apărut cartea, a venit în mod natural după proiectul ăsta cum să fac ca mesajul meu, să ajungă la și mai multă lume. Pentru că acum sunt mult mai puțin dispuși și dispuse să gândească în termen de vreau să învăț ceva și să schimb concret ceva, asta înseamnă să fac cursul ceea ce ofer eu, decât citesc cartea în confortul casei mele, eu cu mine, îmi fac exercițiile eu singurică, eu cu mine, în cazul în care e să bocesc, bocesc singură, nu în grup. <laughs> um, și pentru uh, foarte multe femei, uh, asta e mult mai confortabil și mai adaptat stilului lor. Și atunci am pus în carte cam toate conceptele astea ce țin de femeia independentă, de autocunoaștere, stimă de sine, dezvoltare de abilități și un pic de educație financiară, ca într-un final să ne descoperim puterea asta și fericirea asta interioară, pe care să o putem să o arătăm și la exterior și să ne bucurăm cu adevărat de ea. Doamnelor, eu vă recomand să citiți cartea, e o lectură plăcută, dar dincolo e de faptul că e plăcută, E foarte fain structurată, și mi se pare că mesajul e atât cât trebuie. Nu e nici prea mult bla bla, moartea căprioare, cum îi mai spui tu. Da. Așa, și uh, fiecare capitol are exerciții și loc descris de multe ori. Puteți să lucrați în confortul casei voastre, singure, da. ne deranjate, dar nu trebuie să arătați la nimeni dacă nu, nu vreți să, să arătați. Dacă ar fi. Că ne apropiem de final, dacă ar fi să te gândești la. Tot ce am povestit noi, am început cu asertivitatea și cumva cu tendința asta naturală a noastră de a fi submisiv sau pasiv-agresiv. Mm -hmm. Hai să vorbesc la feminin. Submisive, pasiv-agresive. Am trecut apoi prin povestea cu studiu și am avut această surpriză plăcută că femeile conștientizează că e important să își lucreze relația cu ele însele. Am povestit un pic despre femeia independentă care ar fi un mesaj pe care l-ai transmite tu așa de 8 martie celor care ne ascultă azi? Unul singur. <laughs> să fie blânde cu ele și apoi să aibă curajul să ceară, să își exprime nevoile cu subiect și predicat și argumentat. Am nevoie de asta pentru că cere și ți se va da. ce să le învăț și pe eu asta, da? nu aștepta ca eu să-ți citesc gândurile. Eu nu aștept ca bărbatul meu să-mi citească gândurile. Cere și ți se va da. Și e valabil în, în, orice relație, atât cu tine, cât și cu ceilalți, cât și cu universul. Deci să fim blânde cu noi și să vorbim, să vorbim bine, pozitiv și încurajator cu propria persoană și apoi să avem curajul și dacă nu știm să învățăm cum să comunicăm și să relaționăm asertiv, astfel încât să fim bine cu noi și să ni se răspundă la nevoi așa cum ne-am dorit. De asta înseamnă să cerem, să ne așteptăm. Aș, merge, ce un pic să și mai, să aș merge un pic și mai deep, așa, să înțelegem exact care, care e ne nevoia. Corect. Că uneori avem impresia că, că e da. ceea ce tocmai suntem pe cale să verbalizăm, dar dacă am stat să ne uităm poate ne-am dat seama <laughs> că mai e ceva de lucrat acolo. Da. Un pic mai la începutul interviului, când vorbeam despre conversații în cuplu și așa, am avut o idee care a fugit și a venit înapoi. Așa. Și mi se pare că e și un moment potrivit, așa în conversația noastră, să completăm așa mesajul tău ăsta de, de încurajare. Mi-am adus aminte că într-un podcast în care vorbea, cred că la Marie Forleo, dar era Brené Brown, mm -hmm. ne, ne place de Brené da. Brown, mi-e drag tare și apreciez foarte tare munca ei, zicea așa, atunci când ai de avut o conversație dificilă sau atunci când, hai să zicem partenerul și să rămânem în zona de relația de cuplu, deși cred că se aplică în orice fel de relație, partenerul tău nu face ceea ce tu te aștepți uh, să facă sau l-ai rugat să facă ceva și tot nu face. Și atunci schimbă foarte mult dinamica conversației, dacă în loc să zici, păi, da te-am rugat de 10 ori să nu știu, să scoți rufele din mașină sau mm -hmm. să duci gunoiul sau nu știu ce să faci. De-astea, mărunțișuri mărunțiuri da. din astea din viața de zi cu zi. Căci, da, gunoiul mai trebuie dus, lucrurile da. mai mm -hmm. trebuie și întinse, nu trăim toată ziua numai cu dezvoltare personală și așa. Și foarte mult se schimbă dinamica în momentul în care tu spui așa. Povestea pe care mi-o spun în cap atunci când tu nu faci ceea ce te-am rugat, mm -hmm. whatever, da, este că mă ignori, că te faci că n-auzi, că nu sunt importantă C pentru tine, că e tu, că e tu, că e tu, că. Și cumva, nici nu-ți mai vine să fii agresivă, știi? Că începi să spui, în loc să zici, băi, nu duci sau nu faci sau te-am rugat de atâtea ori, <sus> povestea pe care mi-o spun în capul meu, când te-am rugat <sus> și tu n-ai făcut, <sus> este că. Și mi se pare că schimbă conversația exact. cu totul. Da. Cu totul. Cum îi spun eu, este să verbalizăm emoțiile, să le scoatem afară prin cuvinte, ca ele să nu mai aibă forță să iasă prin comportamente nesănătoase, comportamente care să ne strige relația. Și da, la fel în învăț pe fimiu, pentru că eu cred foarte mult că uh, copiii arată exact ceea ce suntem și facem la nivel inconștient. Și uh, când era mai mic, când se enerva, uh, vrea să muște și am învățat, uite, observ că ești nervos și acum, bine, era valabil acum rocteva luni că i a trecut de tot, făcea și strângea pumni și sunt atât de furios încât îmi în vine să mușc din tine. Dar spunea că este furios și că vine să muște, nu mușca. Mai făcea. e, asta mi se pare mie chintesența dezvoltării personale, știi, să poți să scoți, să verbalizezi ceea ce simți ca să nu mai faci lucrul ăla de care să spară rău ulterior. Da, asta și pentru noi e foarte uh, important, și am văzut efectele apropo de gelozii între frați și emoții, pe care l-am învățat pe Alex să le verbalizeze, și nu-mi convine întotdeauna ce aud, dar prefer să mi le spună decât să le țină uh, mm -hmm. în el. Perfect! Îți mulțumesc tare mult pentru tot ce ne-ai povestit azi. Uh, două lucruri mai trebuie să facem. Unu, no. spune-ne unde te găsim. Unde mă găsiți? Adresa din buletin sau? Nu, no, nu, no, 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 online. Online e suficient, cred. Păi mă găsiți pe femeiaindependentă.ro, mă găsiți pe Facebook Daniela Irimia, mă găsiți în grupul de dezvoltare personală Femeia Independentă, unde sunt mm -hmm. deja vreo 3500-3600 de doamne okay. care sunt interesate de dezvoltare personală și profesională unde ne susținem unele pe celelalte, unde ne, mai spunem, ofurile, mm -hmm. unde mai împărtășim lucruri pe care le-am uh, învățat, le-am descoperit. Creștem împreună, cum îmi place mie să spun. Și uh, mh, o găsiți. Unde găsim cartea? Cartea o găsiți în uh, Cărturești diverta și online pe mai multe site-uri. Ok, Femeia online. Independentă, Dacă da, Daniela da, exact. Irimia. O găsiți peste tot. Perfect. Zică, un pe Google rezolvă orice situație. <laughs> Și mai am o întrebare pentru tine, ca să închidem așa într-o notă pozitivă și să mai aflăm ceva despre tine. Mm. Ce înseamnă pentru tine o pauză de bine? Ca să nu născ invidii. Așa. Uh, Cam îmi mi o pauză de bine frecvent. Așa. Că îmi place să lucrez de acasă, să stau singură și uh, e timpul în care ori îmi beau niștită cafeaua și meditez. Mm. Ori uh, când e mai cald afară le nevesc pe terasă cu aceeași o cafea și o carte în liniște. Uh, pentru că na, fac training și vorbesc mult și stau cu mulți oameni și ascult mulți oameni, pentru mine pauza de bine este cu liniște și uh, de cele mai multe ori singură, eu cu mine, eu cu gândurile mele, cu emoțiile mele, cu fricile mele, că aici am de lucru mult să. Mă împrietenesc mai mult cu. Mm. mai mult cu fricile. Mie. Mie bine. Cât am un timp. pic în fiecare da. zi. Un pic, da, exact. Deci okay. nu am cerințe extraordinare pentru că mi-am aranjat terenul astfel încât să mm. trăiesc conform propriilor mele valori în fiecare zi. Și atunci nu mai e o corvoadă nici munca, nici uh, să-mi caut timp pentru mine, nici. Sunt bine cu mine. Ce frumos! Asta e mesajul cu <laughs> care închidem. Mai zic doar atât. Încă o dată îți mulțumesc că mulțumesc ai acceptat invitația. Chestii. O să lăsăm în descrierea episodului și linkul către studiu și către femeiaindependentă.ro uh -huh. ca să fie și mai simplu de accesat. Draga mea, Dragul meu, dacă ai ascultat acest episod, căci, hei, da, într-adevăr, marea majoritate a ascultătorilor sunt doamne și domnișoare, îți mulțumesc că ai fost cu noi și azi în episodul, în primul episod special ai cu ocazia lunii. lunii martie. Îți mulțumesc că ai rămas cu noi până la final, îți doresc să ai o primăvară senină cu provocări care să te ajute să crești cu alegeri înțelepte. Dacă ți-a plăcut episodul, dacă simți să-l dai mai departe, dă share, eu îți mulțumesc. Dacă îmi dai și tag în social media, îți răspund, îți mulțumesc și online. Data viitoare avem o altă invitată specială și vorbim un pic despre wellness, despre nutriție, despre alte lucruri interesante. Până atunci, cum îmi place mie să spun, să-ți fie bine! Pa! Pauza de bine un podcast de Cristina Ozzella.